în mijlocul săptămânii. Nici încolo, nici în coase. Cine urmărește piața? Am mai stat telefonul. Yes, da. La cine ți-am mai întors tot? Ne-a spus un instrument care mai lucrează bine. Petrol. Amel lucrează vitea și brand. Amel s-a întors înapoi la Max, mi-a vrea străbat și mai face. Ce m-a făcut profit zilele astea vitea? Eu. Da? Brand, vitea, poate ceva legat din sine, legat din sine. Numai cât acțiuni mai deschis pe genere de electric și nu transacționează pe acțiuni. Nu, cu acțiunile nimeni nu se vorbim. Bine. Ce știri azi mai zi este important? Așa că o leacă să mai dezvița. Azi mai zice mai important știri din lună. Mai important ca asta poate nu știu dacă este. Nic? De vor? La 21, îți pare. Da, la dolar. Este la dolar, la ora 9. Rata de decizie, să spunem așa, rata de referință. Decizia, rata de referință. Iar și pentru economie, asta este cea mai importantă cifră. Dacă se ridică procentul la depozit și la credit sau dacă scade procentul la depozit și la credit. Și asta e așa pentru că facem bani. În principiu, astăzi noi discutăm cu cei care trebuie să combată fake bank, deci vreau să facă sistemul bancar, sistemul monetar decentralizat. Noi discutăm astăzi cu criptomonede. Ce este interesant, ce este profitabil, ce este mai sigur sau mai puțin sigur, care sunt mai riscante, mai puțin riscante și cum se poate de făcut în genul profit, fără ca să ne complicăm prea mult. Totuși, tranzacționarea s-o pot și cred că toți sunt de aceeași părere, nu trebuie să fie complicat, tranzacționarea trebuie să fie profitabilă. Așa. Și vă puteți. Mie, dacă cineva nu mă știe, îmi spune Magi Milian, mă înțeles piața de capital, dar piața e fiind totul și o s-o pot tot de apropiat de piața de capital după lume. Așa. Eu mă numesc Cristina Pustalache, pentru cei care nu mă știu. Și astăzi aș vrea să facem o mică introducere pentru persoanele care nu cunosc și poate să facem niște paranteze mai largi pentru cei care știu despre ce este vorba, despre piața cripto, ce este vorba, cum, de unde, până unde și ce putem face. Așa, și încă o mică remarcă. Încă o mică remarcă, eu vreau să reamintesc pentru toți. Masterclass-urile sunt importante. Masterclass-urile sunt cunoștințe noi. Cine a fost la ultimul masterclass de la Alexandrie, cum și-am spus, mie îmi place și se ia de aici mai cu mai multe cunoștințe decât am întrebat. Sper că fiecare a venit aici să acumuleze un pic mai mult. Dar este foarte și foarte necesar pentru voi, pe lângă cunoștințe teoretice, să le aplicați în practică. Vă recomand tuturor să încercați să folosiți cunoștințele care le acumulați aici, dar eu 5 criptomonede de bază pe care se poate tranzacționa toată formă. Și vă asigur, toate se poate făcut profit, mai ales că astăzi la sfârșit de masterclass ați primit și o strategie de tranzacționare cu criptomonede. Și vă recomand tuturora să folosiți cunoștințele teoretice în practică. Pentru că foarte des văd multe persoane la masterclass-uri care pur și simplu vin, cred că, pentru oarecare discuție. Dar trading-ul nu este despre discuții. Tranzacționarea este de a face profitul, de a face bani, până când te antrenezi și după asta de cum ai faci pe ea. Ok? Haideți să începem. Așa. Febra criptomonedelor. Și de ce anume febra? Noi astăzi o să comparăm febra criptomonedelor cu febra aurului din secolul XIX, adică bana după aur ca un resurs epuizabil. La fel o să comparăm cu Bitcoin-ul și criptomonedele, ca fiind un resurs epuizabil, corect? Cine știe câte milioane de Bitcoin putem, după șterguri putem face? 21. Așa. Bine. Istoria și evoluția pieței cripto. La nivel global există 4.000 de criptomonede, însă doar 20 din ele au depășit valoarea de 10.000. 10.000 de dolari listate pe bursă. Milioane. Așa. Este un mijloc de plată cu un cadru legal, iar nu este emisă sau garantată de o bancă centrală. Da? Și acum dați să începem. Cum să zic, crypto is stressful, adică despre persoanele care propriu zis cumpără futuresurile de pe crypto, așa arată la 25, dar sunt foarte bine. Așa, mergem mai departe. Istoria criptomonedelor și însăși și cuvântul crypto vine din latină crypto ascunde, logie, cuvânt, de la o cifrare a cuvintelor. Cum are loc procesul? Iată, așa are loc procesul de cifrare, adică noi astăzi o să vorbim despre posibilitățile de a avea, de a obține un bitcoin, unul din el va fi minarea lui și iată anume procesul de criptare înseamnă transformarea unui text, da, într-o cheie publică. Noi
procesăm un text și îl cifrăm, adică calculatorul îl cifrează, numit criptologie. După care, noi avem, dumneavoastră, când, de exemplu, da, având o monedă electronică, obține și o parolă. Cred că ați auzit mulți că uită parola de la wallet, de la portmonii electronice, da. Asta este vorba de parola care se obține în momentul când noi primim o criptomonedă. Și la destinatar e deja textul ajunge clar, adică fără cifre. Îl decifrează. Clar? Așa, mai departe. Însă și ideea de a crea o criptomonedă a apărut în anul 2008, la finele anului 2008. Creatorul sau fondatorul său poartă numele sau nickname-ul de Satoshi Nakamoto. Nu știm cu siguranță cine este el, nu este o persoană publică sau un grup de persoane. Iar în data de 3 ianuarie 2009 a fost lansat însăși primul Bitcoin. Bitcoinul este decentralizat, adică nu aparține și nu poate fi, iată, blockchain-ul arată într-o componență interioară care face legătură din mai multe calculatoare, da? Aici vor fi câteva fapte importante despre însăși cum au evoluționat în timp istoric Bitcoin. Așa, haideți să trecem mai departe la Bitcoin, dar până la Bitcoin, dacă observați că aici în imagine, se vede că nu este numai Bitcoin, dar sunt o mulțime de alte criptomonede. Eu vreau să-mi dați mie exemplu ce criptomonede ați auzit până acum. Poate nici nu știți 100% cum lucrează el până la sfârșit, dar ce ați auzit? Bitcoinul de acum nici nu trebuie să discutăm. Încă. Ethereum. Mai departe. Ripple. Litecoin. Da? Așa, încă. Dogecoin. Stellar. Încă. Buzzcoin, cine auzit? Totdeauna a fost făcut până la sfârșit, da? Poate acum nu activează, tot a fost ceva interesant. Criptolev am auzit. S-a auzit de criptolev. Cardana, da, cineva a spus încă. Tronul, da. Binance, desigur, până de cei mai populari la ultimul moment. Polkadot. Am auzit așa ceva, da, este tot printre topuri. Evron Gold. Încă o dată pe rând? Digibyte, încă? Evron Gold. Iar logot? Da. Ok. Vedeți și de multe denumiri. Că dar criptomonede sunt peste 6.000 acum de state oficială, doar că, desigur, trebuie să facem comparația între care criptomonede sunt mult mai importante, care sunt cu mult mai lichide, care sunt mai mulți bani pe dânsle. Desigur că este topul. Topul, primul loc, Bitcoin-ul nici nu discută. 2-3 milioane de dolari în Bitcoin sunt când spune că cum este asigurat în genere criptodomeniu. Dacă în spatele dolarului american stă armata americană, stă guvernul american, stă banii guvernului și așa mai departe, stă, stă Fed-ul care tot are mulți bani. Ce stă în spatele criptomonedii? Apoi că în spatele criptomonedii Bitcoin stă 2 trilioane de dolari. Și o armată întreagă cu cumpărători și vânzători care fiecare zi fac anumite, să-i spunem așa, cumpărări în țări, plus încă fermieri, în ghilimele să-i spunem, care, să-i spunem, produc aceste criptomonedii. Da. Asta nu înseamnă că există numai Bitcoin, dar haideți să vedem despre dânsul, ce mai interesant. Numele Satoshi Nakamoto este pur și simplu un nume personalizat, să spunem, eu aș spune că este pur și simplu un nickname, eu nu suport că asta a fost pur și simplu o singură persoană. A fost făcut în Japonia, tot nu sunt sigur. Dar cel mai important, a fost făcut cu un scop anumit. Scopul Bitcoin-ului. Cine știe care e scopul Bitcoin-ului, nu mai voi discuți despre dânsul. Cine a fost la masterclass cu Elon Musk, nu am discutat. Cătare, care e scopul la Bitcoin? Analogul aur, da. Era ideea că după 2008 se vede că economia internațională nu ține, crizele mondiale tot sunt mai dureroase, mai dureroase, și totul din cauza sistemului economic care este la momentul actual, care se bazează pe dolarul american, iar dolarul american tot se bazează o leacă și pe aur, și trebuie făcut un oarecare analog, Bitcoin. Da, de ce adică țările mă pot să încerce așa ceva? Analogia aurului, da, un oarecare un amator, să spun așa. Deci nu încep tot țara. Pentru că este unul dintre prerogativele Bitcoin-ul și a criptomonedilor, ea este decentralizată și nu poate fi urmărită. Asta și este însăși dorința miliardarilor și milionerilor din toată lumea să folosească de Bitcoin. Faci transferul, fără ca să fie, de exemplu, văzut transferul acesta. Pentru cineva asta este un plus. Dacă pentru sumă, pentru masele generale, asta ce înseamnă? Când nu poate fi urmărit, ce vine prima capă? Spălare de bani, diferite escrocherii, diferite, nu știu, acolo, teroriști și așa mai departe.
Nu, desigur, asta este ca peste tot. Și în dolar american tot este spălare de bani, dolar american și cu euro tot este finanțat și terorismul, și cu dolar canadien tot este făcut diferite machinații bancare și așa mai departe. Cu orice valută. Asta nu înseamnă că doar comprăm bitcoinul, pe că numai din cauza bitcoinului există terorism. Taman, terorismul nu există din cauza bitcoinului, din cauza la alt factor. Și mai departe. Nu am făcut-o din punct de vedere a țării, din cauza că țările totuși doresc să controleze. Nu am, nu știu acolo, Republica Moldova, de exemplu. De ce este Banca Națională? Pentru că se controlează conturile bancare a majorității clienților din Republica Moldova, oamenilor și așa mai departe. Fiscul trebuie să vadă ce se întâmplă de la apă în abel ca să controleze toate veniturile. Ați făcut, aveți un apartament nou? Impozit pe apartament. Aveți mașină nouă? Impozit pe mașină. Aveți lucru care, nu știu acolo, un venit suplimentar? Impozit pe venit suplimentar. Din păcate nu ajung la noi toate impozitele, adică totul beneficiul pentru că noi plătim impozit, dar asta este sfid. Și mare parte a cazurilor criptomonedele au fost făcute ca analog, să-i spunem așa, personalizat, ca persoane să-și poată face diferite transferuri de bani, dar să nu fie urmăriți, de exemplu, de stat. Cuiva asta este bine, cuiva asta este mai puțin bine. Asta este, în primul și în primul rând, o cerere veșnică pentru Bitcoin, ca acest factor. De ce asta poate fi cerere veșnică? Din cauza că oamenii înstăriți, mereu, astfel vrei să facă anumite tranzacții și lor le este câteodată combinat, să nu vadă stat. Dar câteodată, dar m-am crezut combinat, să vadă stat. Bine, despre Bitcoin mai departe. Așa. În primele zile, Bitcoinul era pur și simplu luată ca o, să spunem așa, ca o cripto, nu ca o criptomonedă, dar ca o monedă de joc. Noi încă mai discutat, că asta era în formă de jocuri, asta pur și simplu nici nimeni nu înțelegea ca să se dezvolte ceva super mare, că n-o să fie investite nu miliarde de dolari, dar însuși trilioane de dolari, în care se investească nu pur și simplu niște oameni simpli, miliardari, milionieri sau oameni simpli, în genere care nu au milioane de dolari, dar să fie investite investiții din partea companiilor mari ca Tesla, care au, de exemplu, 800 miliarde în capitalizarea companiei, investiții din partea țărilor întregi. De exemplu, dacă să luăm și chiar și ultimul fapt, 60% din toată producerea Bitcoin-ului din lume este făcută de China. La China, de exemplu, este convenabil ca Bitcoin-ul să fie, pentru că pe la China este convenabil cumva cumva să destabilizează dolarul american. Este o destabilizare posibilă. Aurul nu destabilizează dolarul american sau altă valută. Aurul pur și simplu este un instrument de refugiu. Cine știe? Când aurul crește și când aurul scade? În criză înainte de criză. Ce face aurul înainte de criză? Crește. Crește. El crește în timpul crizei. Așa. Și când el scade? Când totul este bine. Când economia se restabilește, când banii se poate scoți din aur și găsești niște investiții cu mult mai profitabile decât când își au. Dacă economia se restabilește, tu o cumperi la ieftin, la foarte și foarte ieftin, și îi dai mai departe și faci profitul. Nu, în principiu, de aceeași s-o poate că perioada carantinei a fost cea mai profitabilă perioadă din era, din secolul 21. Da, acum foarte multe persoane pentru locuri de muncă, da, foarte multe persoane și-au scăzut din profituri, dar ca tare, mai mulți bani ca în anul 2020 nu au mai fost făcuți. S-au făcut peste aproape un trilion de dolari de top 500 Forbes, s-au făcut un trilion de dolari în plus. Oamenii cu educație financiară știu ce înseamnă criză, știu că odată la 10-13 ani se întâmplă. Înainte de criză îți pregătești, îți pui banii cash, aștepți criza, aștepți să afecteze economia mondială, cumperi totul la ieftin, cumperi totul cu o zecime, cu o cincime valoare și după asta aștepți undeva la aproximativ jumătate de an, un an, criza de timp are același postulat. Postulatul numărul 3. Istoria se repetă. Economia pe timp ne demonstrează, de acum de peste 200 de ani de când capitalismul este la putere, în mare majoritatea lumii. Cât criză n-ar fi fost, pe timpul ele se restabilesc. Dacă, de exemplu, ai cumpărat anumite active după criză și vinzi, după ce acum se restabilește toată economia, înseamnă că ai făcut X5, X4, X3, X10 și așa mai departe. De ce așa oameni bogați să trebuie să investească nu în timpul când economia crește? Asta este un postulat care eu mai mult îl observ, doar că el eu încă mai verific. Când toți dau bani, gândește-te la sell. Când toți dau sell, gândește-te la bani. Nu este logic într-o parte, nu? Majoritatea a trecut cursul de practic, majoritatea are cunoștință în tranzacționare. Știți că dacă este trend crescător, am putea să-i dăm bani. Și dacă este trend crescător, am putea să-i dăm sell. Dar aici o leagă invers. Sare în vedere când tot piața este pozitivă, dar mai trebuie să ne gândim la un efect negativ apușarea asemenea de piață. Și când toată piața este pozitivă, trebuie să ne gândim la ceva negativ. Așa, cred că am spus corect. Când este pozitiv, ne gândim la negativ, când este negativ, ne gândim la pozitiv. Criza niciodată nu vine prognozată. Criza vine foarte repede, ca un fulger. Și numai după asta noi simțim efectul crizei ca sunetul care vine după fulger. Dar fulgerul nu s-a prognozat.
Unii veci puteți prognozați asta, de exemplu, ca un cutremur, poate să vină criza. Dar iar, puteți prognozați asta cu câteva minute înainte, ca și criza. O puteți prognoza cu o zi înainte. Dacă o zi înainte de-a mâncat, cum spun rușii, poți năpi bărșoni. Este poți chiar căzare. Da, înțeles, cred că ce am în vedere. Așa, ce mai este interesant din punct de vedere al Bitcoin-ului? Cine știe că am spus că cumpărat mașini cu Bitcoin? Prima companie care vinde mașini cu Bitcoin este Lamborghini. Mai departe au ajuns să fie și Tesla, Fiat, și dacă nu știți BMW și Mercedes, tot fac anumite, nu BMW și Mercedes, dar Volkswagen-ul și Toyota tot încă fac contracte, pot să vadă și cum să-și vândă mașinile cu Bitcoin. Este destul de convenabil, pentru că o mulțime de persoane vor să-și cumpere mașini, dar, de exemplu, poate nu vor să declare, pentru că tot trebuie să plătească impozite și așa mai așa, impozite tot mai mari și mai mari. Asta se înrăutățește situația, mai ales în statele mici. La noi, Republica Moldova, e 12% din județ. Faci pe an 100 de mii lei, sau faci 1 milion, sau faci 10 milioane, pentru județ e 12%. În statele mici, invers. Cât mai mulți bani faci, cât mai mulți bani trebuie să plătești în stat. Iar că, de exemplu, dacă faci dacă muncești după 15 milioane de dolari, trebuie să plătești de-am 36% din profit, impozit. Dacă faci peste câteva 10-100 de milioane, trebuie să plătești de-am 44% impozit. Cât mai mult faci, tot mai mult plătești. Că tare, dacă să ne gândim, din punct de vedere, cum mai faci bani, din soasă tare care nu afectează. Dar totuși, s-au amintit banii în gură. Eu l-am făcut cu propriile forțe, dar trebuie să sunt parte. De ce ești la oameni bogați, este combinabil și fac cererea la Bitcoin sau la așa criptomonede cum sunt Bitcoin, o fac vieșnică. Și pe timp o să o cumpere din cauza că cumva scapi din impozit. Ok, lumea spune că asta e destul de lucru, că e un lucru rău, pentru că impozit trebuie să fie, statii nu lucrează fără impozit. Poate că este Bitcoin, sau nu este Bitcoin, oamenii bogați de timp să gândească cum scapi din impozit. Absolut de timp. Cumpărarea de diferite lucruri de preț, cum ar fi picturi și așa mai departe scumpe, care tot pot scapi din impozit cu dânsa. Sau oferirea banilor în donații. Când faci donații la diferite fonduri, tot într-un fel sau altul scapi, să-i spunem așa, de impozit. Ce așa te spunea că în America este amânarea impozitelor, adică te-ai vândut ceva, pui banii ca și cum cu tu ai, dar tu îți vândi ce altceva să faci cu dânsul. Și respectiv nu plătești impozitul cu dânsul. Păi de ce n-ai făcut cu dânsul? Păi de ce n-ai făcut ceva? Da, este așa ceva. În America există așa ceva. Nu, peste tot să încearci cumva să mai dăi la o parte că impozitul. Și eu spus că folosește de asta în continuu. Cine știe cum se facă și la faci de dânsul mai bine. Ca și așa, ca să dau un exemplu, în companie contabilul pun foarte mult import. Sau un contabil bun poți să-l înveți, poate nu trebuie să aibă experiență cu 10 ani. Dar contabilul cel mai bun e acela care știe cum legal scapi din impozit. Iar că acela e contabilul care spate șefii de companie, spate pentru dânsul terți. Cumva să-l găsească acela care știe mai multe decât alții. Ce mai este interesant? Pizza, 10.000 de bitcoin. 2012, când Bitcoin-ul era foarte, foarte puțin, o persoană a comandat o pizza și a spus că dau 10.000 de bitcoin pentru acela care mi-a dus primul pizza. A fost o luptă cu ierul. Destul de greu, $25 costa pizza, el a plătit 10.000 de bitcoin. 10.000 de bitcoin, dacă să luăm un bitcoin costă 55 la momentul actual, 1.000 costă 550 și am 5.500 pizza care costă 5.500. Mulți miliardari nu și-ar permite așa pizza. Nu vor să mai comandă dat. Da, două pizza. Așa. Ce mai este interesant din punct de vedere Bitcoin-ului? În 2016 Bitcoin-ul s-a dus în spațiu. Pe o rachetă a fost implementat așa un mic semn al Bitcoin-ului, pe o rachetă a spus semnul Bitcoin-ului și racheta s-a dus în spațiu și de acum acolo șede semnul Bitcoin-ului, că noi tot am făcut ceva de genul la criptomoneda de spațiu. Iar și criptomonedele s-au făcut ceva de viitor. Dacă să vă uitați în toate romanele futuristice, cei ce legale de viitor, acolo trebuie să folosesc de așa numite, nu știu, criptomonede, credite sau ceva de genul, adică niște lucruri care nu sunt fâșii de ceea ce ne folosim amoia, rudimentar, cine să mai folosesc de ei? Sau toți achet cu cardul ăla? Mai mult cu cardul. Cei ce cu 5 ani în urmă n-are să fie mai mult cu cardul. Dar noi, Republica Moldova, cum mai puțin cu cardul să achita. Amoia să achet mai mult. Carantina, unii pus achitarea cu cardul. Este o evoluție monetară. Și când lumea spune că criptomonede din nou viitor, eu tot înțeleg de ce, pentru că suntem conservatiști într-un fel sau altul. Eu stăm de asemenea pe petrol, pe dolar, pe euro, pe diferite instrumente de capital, din piața de capital, care tot au la bază dolar american. Noi vrem să fim dolar american.
Și este cam complicat să ne trecem la următorul nivel. Sau poate nici nu e următorul nivel, dar pur și simplu este oarecare alternativă. Haideți să ne ducem cu vreo, de exemplu, cu vreo 10.000 de ani în urmă. 10.000 de ani în urmă, cel mai bun instrument care puteți să vin să-i cumpere, asta era sarea. Sarea cu sare, dacă e mult sare, vreo kilogram de sare, puteți să cumpere și un cal, și o vacă, și o casă, și un loc pe pământ, și nu știu acolo, mai câțiva sclavi puteți să cumpere, dacă e sarea, era bogat. Mai departe, evoluția. Merge de acum la bănuți de aur, de argint, de arame. Dar, între timp, de la sare până la arame, lumea sunt 100% sigur că ei, dar ce să faci cu bănuții ăștia? Ei pierzi, îți grei, nu poți să duci mult, dar sarea, te-ai luat, ai pus într-un sărculeț, ai luat cu tine și mergi mai departe. După asta mergem, mergem în continuare la hârtii, la hârtii, cei ce legă de hârtii. Care era prima? Asta era undeva aproximativ cu 200 de ani. Cu 200 de ani în urmă, cine persoane începeau să folosească de hârtii, te timp spuneam în felul următor. Ei se rupe. Nu e de calitate bună. Nu se înțelege. Nimeni n-a vrea să ne oprinească. Când ne folosim de bănuții ăștia de aur și de argint care mai sunt în amuia, când și în gen ne schimbăm și oată, fel și așa e bine. Mai departe, cu aproximativ 80 de ani în urmă, dacă să luăm situația. Am mai toți plătesc cu carduri de carduri, dar cu 80 de ani în urmă lumea se gândit de atunci și carduri. Sunteți bani într-un card, dar ne-l fur, dar ne înseamnă că plătesc bani, dar și-o pot spune într-un portmoneu, un alt portmoneu bani. Dacă ne fur pe una, plan pe altul și așa mai departe. Era ideea asta. Plus, nimeni nu înțelege cum să lucreze cardurile astea, de unii din bani, în control, din bani și așa mai departe. Totul era foarte și foarte cerit. Dar nu te țau conturi bancare, te să primești salarii pe conturi bancare sau diferite, nu știu, acolo, depozit sau carduri de creditare. Păi, toți. De data asta merge și țările însuși vor astăzi să poată controla, pentru că dacă, de exemplu, o să folosim bani, lei, nu importă ce valută, asta e mult mai greu de controlat față de 3, 4, 10, 100 de tranzacții. Pentru că tranzacții sunt vizibile și de cum noi știm, persoana în cauză, achitat, cumpărat, vândut, nu contează. Și asta, centralizarea și monitorizarea sunt ușor. Da, după mergi acum invers. Chiar, nu poate controla. Sfii descentralizat, da. Situația sfii descentralizat, tot mai mult pentru popor. Adică iarăși, vedeți de ce și-a făcut-o nu a făcut o corporație, sau nu a făcut o țară dintr-o corporație. Pentru că asta este descentralizare. A făcut o organizație de oameni, adică sau un om, să-i spunem, Kishimoto, Nakamoto, nu Kishimoto, tot este un destul de mare inventator japonez. Nakamoto. Au făcut această criptomonedă tot pentru oameni, într-un fel sau altul. Așa. Și de acum, din punctul celălalt, eu le-am socotit așa un pic mai puțin importante, numai că pot spune în 2015 că numai 800 de oameni spuneau că au criptomonedă din buzunar. Din tot America, spune. Dar asta au declarat oficial. Ceea ce, de exemplu, fiscul ăsta, IRS-ul ăsta este fiscul american. Și IRS-ul nu poate să controleze cât criptomonedă are. Nu, asta dependență de cum tu stochezi criptomonedele. Asta este stocare cald, stocare rece. Asta nu sunt sarmale și reșituri, dar noi discutăm mai departe despre acest lucru. Așa. Dar, pe lângă faptul că sunt Bitcoin, și sunt Ethereum, și sunt Ripple, și sunt toate acestea care le știți foarte bine, Binance-ul și mai departe, sunt o mulțime de criptomonede care se numesc scam, care azi este și mâninul. Și este foarte important să dai seama să poți să le diferențiezi. Să nu cumva să primească că eu am început să tranzacționez pe un instrument și încolo e la 20 scopuri. În mare parte a cazurilor, asta se verifică foarte ușor, pur și simplu punând în top 10, top 15 criptomonede. Top 10 criptomonede deodată, dacă puneți, dacă criptomoneda pe care vreți activați este în top 10, înseamnă că aveți o siguranță în care, pur și simplu, e așa, n-avea să fi vânzarea liberă pe piață, dacă n-avea să fie verificat. Bitcoinul este verificat, chiar dacă el este decentralizat. Este verificat de anumite, să spunem așa, organizații economice internaționale, ca să fie totul credit cât clar, ca să fie de înțeles cum se fac extracții, cum se fac alimente, cum se cumpăr, cum se vinde, care sunt trucători și așa mai departe. Nu este centralizat, dar este un pic controlat din punct de vedere, pentru că companiile mari nu s-ar băga în domeniul dat, dacă nu ar fi oarecare regulă în domeniu. Tesla nu s-ar băga, Lamborghini nu s-ar băga, o mulțime de companii care mai departe tot au inițiat procesul de cumpărare a Bitcoin. Tesla a cumpărat $1 miliard, a cumpărat Bitcoin și nu de mult, țările astea au vândut 10%. Concret, ce au vândut din 10%? Care poate fi ideea? Scumpit mai jos, tot e idee bună, încă. Cine mai s-o poate? S-o speriat. Poftim? S-o speriat. S-o speriat? Nu cred că Tesla se pare. E acum haide. Ne-am să restabilit. Da, au căzut. Catarii au căzut undeva aproape la 15%. Au căzut timp de câteva zile și ne-am să restabilit la vreo până înapoi. Ei pur și simplu au încercat.
încercat poate să facă înapoi, să scoate, de exemplu, din Bitcoin, să facă cash. O controla lichiditatea produsului. Cât de repede se poate fi transformat înapoi în bani, o parte din Bitcoin. Mai departe a cumpărat înapoi aceleași 10%. Numai că ei din investiția lor de 1 miliard au făcut aproape 15 miliarde. Ei în vânzarea mașinilor nu au făcut atâția bani anul ăsta, cât au făcut din profitul pe Bitcoin. O companie care produce mașini nu a făcut atâta profit, dar au vândut 180.000 de mașini. Au vândut destul de mult. Și tot una nu a făcut atâta profit, cât investiția lor pe Bitcoin. Iată companie cum a făcut bani. Bine. Referitor la cei ce legate de alte criptomonedii scampuri, simplu dacă o puneți și vedeți că ea nu se află nici măcar în top 10 și top 15, deci asta este foarte ușor să înțelegi că totuși până când încă nu pot avea încredere. Dar chiar și dacă poți să ai încredere, chiar dacă sunt anumite documente care reglementează situația dată, ceea ce este foarte rar în principiu pentru criptomonedii, vreau să înțelegeți. Dacă criptomoneda nu este populară, înseamnă că în criptomonedii sunt foarte puțin cumpărători și vânzători. Și asta este de acum o problemă, că nu este lichiditate și volatilitate mare. Nu poți să faci atâtea tranzacții cât aș vrea, de exemplu, sau nu poți găsesc de timpul să fac un buy sau un sell. Sunt în și așa situație. Noi de ce, dacă ați observat, noi pe platformă tranzacționăm doar cu 5 criptomonedii de bază. Bitcoin, Bitcoin Cash, spunem așa fratele mai mică Bitcoin-ului, Ripple, Ethereum și Litecoin. Acestea sunt top 5 care sunt foarte lichide, care sunt foarte volatile și rapid poți să faci din dolar criptomonedii, din criptomonedii înapoi dolar. Cineva mai spunea că mai este același Dogecoin. Nu, Dogecoin asta totuși este oarecare umflare, spun eu. Pur și simplu, toți americanii, într-un fel sau altul, s-au luat după Elon Musk și haideți să facem cumva să treacă mai departe în sus. Eu undeva mai încolo să vă povestesc care este, a să vă relatez care este situația și cum foarte multe persoane fac profituri din aer. Ca și ca alte instrumente, numai criptomonedii. Așa, mergem mai departe. Dar pe ce s-a întâmplat așa cu crescătorul ăsta și crescătorul ăsta? Ca și toate criptomonedii. Zilele este au avut scădere și mai departe, acum se restabilește. Dacă crește Bitcoinul, crește tot. Dacă scade Bitcoinul, scade tot. Asta e regulă. Bitcoinul e ca un, nici nu știu, ca cioban cu turma. Încotro să rai cioban, încotro să aduc turma. Ripple mai era și proces judecat cu Senatul. L-a terminat, aproximativ ca un mat, l-a terminat. Da, unii l-au câștigat, dar i-a mai rămas. Mai rămas. Deci este foarte important că au câștigat. După ce au câștigat, au crescut timp de o zi la vreo 30%. Așa, mergem mai departe. Acum vorbim despre că fiecare valută are scopul și funcția capitalizării ideii și așa mai departe. Bitcoinul, ca cu cea mai mare valută, cu cea mai mare capitalizare în lume, ce să facem la momentul când noi nu avem suma necesară pentru a cumpăra un Bitcoin întreg? Am putea noi cu credit să cumpărăm, nu știu, o decimi, o cincimi din el. Da, Bitcoinul se divizează în 100 de milioane de bucăți numite Satoshi, în cinstea fondatorului. Adică, atât cât dumneavoastră vreți să investiți într-o criptomonedă, începând cu 10, 50, 100 de euro, aveți posibilitatea de a procura un dividend acestui, adică un Satoshi. Da? Codul său a fost creat doar cu posibilitatea de a fi produs 21 de milioane. În prezent s-au minat deja 18, adică mai sunt încă 3 milioane de Bitcoin de a fi minate mai departe. Ce înseamnă procesul de minare? Și cine știe? Se divizează o acțiune în mai multe subacțiuni. Nu vorbim de Bitcoin, în general. Cătălin? Produce Bitcoin. Catalina Ielenu, care a venit cu ideea genială de a mina Bitcoin. Vă mai fac de asta acum? Nu? Dar e scump procesul în pauză? Nu e destul de scump. Mai am doi elevi care luminează acum la moment, că am mers cu ideea mai departe, dar el. În cât timp? În 5 zile? Ultimele 5 zile ați minat... Doar cu calculatoarele de casă. Da, doar cu calculatoarele de casă. Adică noi încercăm, pentru că procesul de minare e un proces destul de... lung. El încerc fix așa cum a menționat colegul meu anterior, să vedem o lichiditate. Cum putem să o scoatem și cum putem să vedem mai departe care e procesul de a aduce la bani reali. Și poate nu mulți din voi știu că criptomonedele se află deja în a treia lor generație. Prima generație a fost Bitcoin, după care ele din ce în ce se modernizează, se fac mai noi, mai performante. A doua generație a început cu Ethereum. Și a început cu ideea de ICO. Cred că ați auzit.
Initial Coil Offering. Este vorba despre un concept nou de criptare a monedelor și este vorba despre o ofertă inițială de piață în care se include CV-ul persoanelor care doresc să se listeze o anumită monedă. La fel aici se introduc și acele anumite scamuri, ce înseamnă că oamenii peste noapte produc un ICO, da? Au ideea de a lista mai departe pe piață o monedă, după care peste noapte ea dispare sau nu se aduce până la momentul de listare pe bursă. Da? Iar într-un ICO noi putem să vedem toată informația despre această monedă în particular. Ea poate avea în spatele său, iată, o echipă de tineri entuziasmați, într-adevăr, care au idei inovative, fiindcă în spatele la oric, din monedele care sunt listate pe bursă, cele mai importante, fiind Bitcoin, Ethereum, au în spatele fiecăruia stă o idee nouă, inovativă, în domeniul blockchain-ului. Blockchain-ul este modalitate de criptare a unei anumite monede. Și atât, Ethereum îi permite crearea blocurilor, înregistrările tranzacțiilor monedei digitale, mult mai rapide decât a Bitcoin-ului și așa mai departe, adică fiecare ICO în particular vine cu o idee inovativă. Și adică noi, se numește, adică procentajul cu cât noi avem încredere, cred că ați auzit de Bitcoin Trust, da? Toți noi ne urmărim acest indiciu pe piața valutară, pe piața cripto, adică cât încrederea față de criptomonede. Și crește la fel cu cum se listează iată, Bitcoin Cash, a fost creat o furcă nouă, cum avem acum coronavirus cu o furcă nouă, la fel aici avem Bitcoin Cash, este o furcă nouă a Bitcoinului, adică el e mai inovativ, are posibilități mai mari, cu capitalizare, adică mai mare, de a ajunge până la un număr mai mare, care să depășească Bitcoin, nu 21 de milioane, dar mai mult și așa mai departe. Așa. Mergem mai departe. Mm-hmm. Cele mai importante și cele mai interesante lucruri la criptomonede, nu desigur că la toate, dar la majoritatea criptomonedelor, ele au un număr finit. Un număr finit automat, dacă îl pui la un obiect, ar fi el neapărat odată și odată să înceapă să aibă cererea tot mai mare și mai mare, iar oferta să nu mai crește. Și ce înseamnă dacă cererea crește, iar oferta tot rămâne la același nivel? Prețul crește inevitabil. Prețul la diamante. Diamantele înainte erau destul de ieftine, aproximativ prin secolul 1500-1600, când erau descoperite destul de mult mini secământ în regiunea Orientului apropiat. Și că în momentul când au fost descoperite aceste mini de aur, mini de diamante, prețul lor au fost scăzut mai jos aproximativ la același nivel cu afierul. Pentru că erau foarte și foarte multe diamante. Plus erau foarte, foarte multe sticle, să-i spunem așa, pe plajă de sticle, erau găsite și toți îi socoteau cu toți diamante, pentru că nu erau tehnologii pentru depistare. Că ele sunt diamante reale, că nu sunt diamante reale și mai departe. Și era foarte des pe piață. Și cererea era mică. Și cererea era mică, da, atunci nu minus pe vintea așa de mult. Acum, în momentul actual, suntem 7 miliarde de oameni. Deci care 7 miliarde de oameni, măcar un procent de oameni care au bani, pe timp ați vrea să ai ceva din diamante. Sau dacă sunt inginerii repede americani, acolo diamante trebuie să fie mai mult decât este haine, pentru că. Și în principiu, diamantele astea sunt foarte, foarte mai populare, foarte, foarte cerute, dar e ca mini noi de diamante îți găsesc una, două, trei pe an și în toată lumea. Și din care acolo să le scoți diamantele astea, să le prelucrez, tot costă foarte, foarte mulți bani. Ne întoarcem la ideea de criptomonede. E ca același Bitcoin, odată și odată, a să fie produs la maxim. Și gata, n-a să fie produs mai departe niciodată. Pur și simplu că așa au fost pus din punct de vedere al puterilor, din punct de vedere al puterii programate, deci nu știu, a fost programat, specializat, ca mai departe să fie produs. Și plus la faptul că el este finit, mai se mai găsește lume care îl mai pierde. De obicei sunt două tipuri de depozitare a criptomonedelor. Este depozitare rece, depozitare caldă, care v-am mai spus mai devreme. Depozitarea rece este depozitarea de diferite stick-uri simple, stick-uri cu parolă. Ați văzut dat stick cu parolă, care poți să-l pui în calculator, dar îți deschide doar în momentul în care pui parola necesară la stick-ul dat. Așa, ca un mic telefon așa la rapid. Asta este depozitarea rece. Sau când îl pui pe un oarecare disc, hard disk, și îl porți cu tine, tot timpul, ți-ai purta portmoneul cu tine. Asta este depozitarea rece, dar este depozitarea caldă.
Sunt anumite site-uri, sunt anumite programe care întruchipează depozitarea la majoritatea clienților, din majoritatea traderilor sau cumpărătorilor, vânzătorilor de criptomonede. De exemplu, site-ul Binance. Site-ul Binance sunt înscris o sumedenie de cumpărători și vânzători care își depozitează pe conturile de pe Binance. Adică și-au făcut contul, cum ți-ai face la Facebook, cont personal, și acolo pe contul personal de pe site îi depozitează aceste criptomonede. Cineva depozitează ca să-l țină tot timpul din sumă salariul. Cineva depozitează împreună cu toți pe același site și așa poate. Dar iarăși, trebuie să fiți foarte și foarte atenți dacă ați vă ocupați, de exemplu, criptomonedele, să vă folosesc doar de resurse, să spunem, verificate și cât populare. Pentru că ceea ce este nou, în mare parte, trebuie să treacă oarecare verificare. Sau trebuie să treacă, pur și simplu, să lucrez mai multe persoane cu însă, ca să vedem că este din credit. Bine. Dar e ca treaba asta cu depozitarea aici, cu depozitarea stick-uri, am următorul exemplu. Persoană. A cumpărat bitcoinul când costa aproximativ la câțiva dolari. Undeva în 2014. A cumpărat 100 de bitcoin. Și acum el a pus pe stick. O uitat de deși. Erau foarte ieftin, tamam el când a cumpărat-o mai căzut un pic din preț, undeva la jumătate din preț a căzut. Și după asta în 2015, când a văzut că-s 20.000, a rămas șocat și a dus aminte care stick cu 100 de bitcoin, s-a uitat pe loc. Stick-urile date sunt făcute specializate, ele nu pot fi hackate, ele nu pot fi spart parola. Practic imposibil. Chiar mai este imposibil, cum este Bitcoin, imposibil să-l copii sau să-l contrafaci. Conturile voastre bancare, din păcate, toate sunt absolut posibil de hackate. Trebuie un hacker bun. Absolut la oricine se poate strica contul. Conturile de bancă, conturile de asigurări și așa mai departe. Absolut orice cont poate fi hackat. Din păcate, asta este realitatea, dar desigur că hackerii ăștia puternici mari în lume, ei nu se ocupă de fonduri mici, ei se ocupă de ăștia mai mari, dar sunt și persoane care apără, din punct de vedere IT. Dar ceea ce legat de Bitcoin, Bitcoin este absolut imposibil. De-l spart, să spunem așa, de-l furat sau de-l cumva de-l copiat, de-l făcut în afară de mine. Pentru că are un sistem de producere prea complicat. Trebuie undeva puterea la vreo 20 supercalculatoare, care noi avem în lume numai unul, cel de la Google, care lucrează pentru Pentagon, și noi avem numai unul de asta. Trebuie 20 de calculatoare, de astea supercalculatoare, ca să hackezi un simplu Bitcoin. Am aproximativ la așa putere trebuie. Plus, suntem și un hacker foarte bun, o echipă de hacker pentru treaba asta. Așa că nimeni nu s-a apuc să-i contrafacă, nimeni nu s-a apuc să-i fure, pentru că este practic imposibil. Dar să luăm din punct de vedere a persoanei care au dat parola, el mai are două încercări. El are 10 încercări, dar stick cu dat, așa stick-uri sunt, 8 încercări de acum le-a făcut, dintre care 5 au făcut în 2014-2015, când au costat 20.000, încă câteva încercări au făcut amuia la 10.000 și la 15.000. Apoi imaginați-vă amuia când Bitcoin costă 55.000, de la acolo cred că mai are încă încercările astea, cred că încă nu s-au metat să le facă. Nu știu ce fel de cifre era acolo pus, de obicei toată lumea își pune aceeași cifre ca să o țină minte, de asta cred că ceva acolo s-au gândit că dă spun data la ziua în care ne-a cumpărat primul câine, ceva de genul. Și el cred că a uitat. Și aia că au rămas 100 de bitcoin, dacă spunem banii acum, 100 de bitcoin, astea sunt așa. 5 milioane. 5 milioane. Da, acolo era 55 milioane. Da, eu m-am încurcat, mersi, eu care ne-am adus aminte, m-am încurcat acolo. Mă uit că cam ieftină pizza era. Așa. Dacă persoane de tipul dat, care tot ați mai pierdut bitcoiniștia, ați fac dintr-un lucru care și așa este finit, încă și mai mult ați de pierdut. Și iar ați fac tot mai puțin și mai puțin. Nu oferta rămâne la același nivel, oferta încă scade. Dar cererea tot crește și crește și crește. Lumea pur și simplu ați vrei să le aibă. La un moment dat, o să ajungem la așa un nivel la care lumea pur și simplu ați vrei să aibă criptomonede ca bitcoin, pur și simplu că, uite, eu am de parcă am un boss de aur. Iată, o criptomonedă. Pentru că am lumea o criptomonedă, costă cât un lingou de aur. Dacă este mare, de câteva kilograme, pentru că nu are un kilogram, o criptomonedă costă cât un lingou de aur. Am păstrat la caută de ușor, deci părinte, că e riscant, pierzi parola, ceva și gata. Da, este totuși mai combinabilă păstrarea la cală, dar totuși păstrarea la rici tot are anumite prerogative, adică tot are anumite beneficii, faptul că el de timp poți fi cu tine. Faptul că să nu, dacă acolo ceva, nu ai acces la internet și nu ai acces la site sau la platformă, nu poți să te folosești. Dacă ai acces la asta, de tip Bitcoin sunt cu tine. Și poți să-i schimbi, de exemplu, vrei să cumperi ceva de vreun 50.000 și ți-ai pus pe un stick un Bitcoin,
ai arătat persoane că este Bitcoin în stick, ai arătat că totul este absolut corect și poți să-i dai stick, poftim, 50.000, nu știu, acum o mașină și poți să-i dai 50.000. Și de acum poftim Bitcoin și m-am dus mai departe. Fără niciun fel de cash, fără niciun fel, pentru că după asta persoana singura de ce se fac cu dânsul. Așa. Ce mai este un exemplu dintr-un film, foarte interesant exemplu, care toți poate fi folosit la Bitcoin și la criptomonede. Uitați-vă, era o persoană care a cumpărat la aucțion două timbre. Sunt timbre foarte unice, timbre colecționare care în unde sunt și ele toți vând la aucțion. Și ele au două. Și el a cumpărat pe amândouă. Mi-a cumpărat la un preț destul de mare. Ce-a făcut? El când a venit în față ei timbre date, a luat și-o rupt una. O ruptă, m-a totorit, o ruptă ca să nu mai fie niciun fel de restabil. Și-a rămas numai o singură timbră. Și era unic în lume. Până acum erau două unici în lume, dar era unic în lume. Prețul crescut în aceeași secundă de 10 ori. El a cumpărat, de exemplu, la vreo, ne imaginăm la 1 milion, peste a doua, și după asta, după ce l-a rupt a doua timbră, prețul la ăsta singur, care costa cât de jumătate de milion odată din sus, s-a ridicat la 10 milioane. Numai din cauza că el a rupt treaba asta și el este unic. E că așa e situația să fie și la Bitcoin. Foarte mulți ați pierde. Cine știe, poate să găsească vreun oarecare businessman care are mulți bani și pur și simplu are o gândire economică mai specifică de-a lui, mai interesantă. Ați cumpere vreo 10.000 de Bitcoin, ați găsească bani să-i cumpere. Cine zic care să-i pună pe un flash, să-i pună vreo 5.000 pe un stick și ați să distrugă stickul ăsta. Și iarăși în 5.000 nu sunt pe piață. Iarăși oferta scade. Și prețul la Bitcoin a să crească și este 5.000 care el lui a rămas, a să fie mai mare preț decât este 10 care au fost până la distrugere. E că așa se poate întâmpla. Și e că așa practic majoritatea criptomonedilor. Da, sunt criptomonedii care se produc la infinit. Dar sunt majoritatea care se produc la o anumită cantitate. Așa. Încă un lucru, un pic despre prognozele. Vă este interesant cum nu îi poate să ajungă criptomonedii? Așa. Cred că spunem să vadă pe ecran. Avem deci 5. Eu asta dau prognozele mele la 5. Aproximativ care este. În principiu mă uit destul de des acum pe site-urile ca YouTube, mă uit pe investing.com, care sunt părerile la diferiți investitori, la diferiți analiști financiari referitori la criptomonede. Și este o idee foarte, foarte interesantă. Majoritatea criptomonedelor repetă un ciclu istoric. Ciclul istoric care a fost în 2015 când costa 20.000 bitcoin, se repetă și acum, de exemplu. Doar că este faza de majoritatea criptomonedilor când se scumpesc, e ca în momentul dat când s-a scumpit, au faza de popularitate și au faza de supracumpărare. Apoi că majoritatea criptomonedilor și Bitcoin inclusiv au ajuns în faza de popularitate, dar nu au ajuns în faza de supracumpărare. Ceea ce înseamnă că majoritatea e ca dacă luăm Ethereum. Ethereum când ultima dată a fost atunci în 2015 și lângă Bitcoin creștea, el când a ajuns în faza de popularitate, dacă el a crescut, așa că aproximativ aici era la dânsul faza de popularitate. Cum asta se observă din punctul de vedere al volumului de tranzacții făcute zilnice? Era un anumit nivel trecut de volumul de tranzacții zilnice. Când a ajuns de faza de popularitate, el a costat undeva la $330 Ethereum. După asta, el tot crește mai departe și mai departe și ajunge la următoarea fază, când volatilitatea crește de 10 ori. Tranzacțiile pe acest instrument au crescut de 10 ori mai mult, s-au făcut pe zi, 4. Și că atunci când au ajuns la 10 ori mai mult, Ethereum-ul a început să coste aproximativ la $1200. Creșterea este aproximativ de 4-3 și ceva de ori. De 4 ori crescut. Amuia, când suntem la Ethereum, e dacă mă crezi că era prețul de 2500. Astăzi este de 2700. El a ajuns la momentul actual, în perioada lunii martie-aprilie, început de aprilie, a ajuns în faza de popularitate. Și mai departe, în faza de supracumpărare. Acum este un nivel de volatilitate de cumpărări și la mai să crească între 10 ori mai mult. Acum e un cost de 2500, spunem. Dacă îl mărim de 4 ori, la ce preț poate să arunc? 10.000. Aproximativ investitorii și oamenii de care fac analize pe criptomonede, dacă sunt oameni de primul, am vrut să discuți pe Ethereum, pentru că el este un pic mai puțin scump. Despre Bitcoin, discuție interesantă, e tot și scump. Eu totuși, de exemplu, dacă se tranzacționez cu dânsul, acolo trebuie marge destul de mare. Trebuie un cont destul de serios. Chiar și același 0.1. Pe Bitcoin trebuie să ai marge, cât acum mai? 55.000 costă Bitcoin. 5.000. Poftim? 0.1, 5.500. Cu 0.1, 55. Da. Da. Ceea ce este ideea încă una care vreau să vă spun, și asta e foarte important să cunoașteți. Pe criptomonede, nimeni din lume nu oferă marge de creditare.
Noi tranzacționăm cu marși de creditare prin cotațiile valutare, prin cotațiile mărfurilor, prin cotațiile de capital. Noi tranzacționăm cu marși de creditare. În mare parte, 1 la 100. Da? Este instrument care ne ajută să tranzacționăm cu volum mai mic, cu cantitate mai mică de bani, dar la același volum ușaltă. De exemplu, dacă sunăm un lot pe euro-dolar, acolo costă 100.000 de euro un lot. Costă destul de mult. Dacă ați fost tranzacționat, dacă folosești cu marge de creditare, apel costă de 100 de euro mai puțin, 1.000 de euro. Ca să poți schizi un bot pe euro-dolar, trebuie să ai măcar 1.000 de euro pe cont. Așa mai departe. Dar ca pe Bitcoin și în genere pe toate criptomonedele, nu este nimeni care să ofere marge de creditare. Din cauza că marge de creditare oferă băncile. La toți brokerii. Mult, ne trebuie să achităm, ca și cum am cumpărat ceva în fizic, da? Da, da. Asta este poate un minus, dar poate este plus. De ce nu se oferă marge de creditare? Pentru că băncile nu lucrează criptomonedele. Nu, asta e logic. Băncile sunt pentru centralizare, criptomonedele sunt invest pentru decentralizare. Și băncile nu astăzi criptomonedele încă mult, mult timp. Poate odată asta vine ideea lor. Dar până când ele când asta lucrează. Și ideea constă că de ce ești noi tranzacționăm și mulți mă întreabă de ce marja la Bitcoin este așa de mare. La un lot, care deschizi un lot, trebuie să ai cont, trebuie să ai cont măcar 550.000. Pentru că la un lot deschide 10 Bitcoin. Dacă îți tranzacționezi cu 0.1, deschide 1 Bitcoin. Așa mai departe. Și aia, ca vedeți, e 1 la 1. Este destul de ieftin în comparație cu alte instrumente, dacă îți luăm de punct de al Bitcoin-ului. Ca deschis pe Bitcoin, dacă muncească, este 25 puncte. Este un pic mai... Nu, este la același preț cu același Nasdaq. Nu mai faci mai mult bani decât Nasdaq. Cine a tranzacționat sau a deschis măcar o tranzacție pe dată Nasdaq? Dar PSP? Am înțeles. Nasdaq este aproximativ de 7 ori mai volatil decât SP-ul. Și dacă luăm Bitcoin, este aproximativ de 2 ori mai volatil decât Nasdaq. Imaginați-vă ce se face. Cu cât este mai volatil instrument, cu atât este mai mare comisiune. Cea mai mare comisiune este la Dow Jones. Dacă n-ați tranzacționat la Nasdaq, ca majoritatea nici nu ați schis tranzacții pe Dow Jones. Pe Dow Jones, să tranzacționezi cu un lot, este foarte scump. Dar și atunci foarte mare profit. Comisionul la un lot este extraordinar. Și te gândești, pe cine mai tranzacționează cu așa comisiune? La un lot, când deschidă, deodată îți dă minus 48.000. La euro, dolar, minus 30, 3 puncte. Dar la Dow Jones, e minus 48.000. Eu, odată, chiar deschidesc pentru propriul interes, mă uit, dar care e sensul, în genere, ca și la 6 mediți care au așa de mare comisiune? Mă duc pe demo special deschid cu un 0.1 pe un cont care fac testul la tranzacționare pe lungă perioadă de timp la instrumente americane și când acolo mă uit că dacă am deschis cu 0.1, desigur că minus 4.800, fiecare punct valorează 10 dolari la 0.1, destul de profitabil. Și dacă mă las, mă uit ce se întâmplă. Când mă trezesc peste 3 zile, de-am minus 200. Minus 4.600 spre minus 200, de-am lucrat destul de bine. Mă uit încă peste 2 săptămâni, plus 17.000. Și că atunci, nimeni ne-a venit în cafe de iaca și el așa de scump. Cu cât este mai scump instrument, cu atât el e mai scump, mai multe profituri faci. În afară de cripto. Dar cripto, tamam că lucrează că este foarte scump marja, este foarte scump ca să deschizi un volum, gen, deschizi tranzacția, dar este foarte mic comision. Spread-ul e foarte mic. Dacă spun, de exemplu, Ethereum, 10 puncte este comision. Dar este la fel de volatil, aproximativ, ca 40, cât Google. Nu, cât Google, cât Facebook, cât Apple și așa mai departe. Ripple. Pe Ripple cine mai deschis tranzacții vreodată? Ați deschis tranzacții, ok. Ceilalți, nu v-am comentat la criptomonii, pentru și dacă este petrol. De ce eu l-am văzut de răspunsul dat. Ați deschis o singură tranzacție săptămâna trecută. Și v-a plăcut? A fost interesant, dar mai fac înțeleg și să fac. Mă uit și nu înțeleg cum este să duc. Am înțeles. Bine. În mare parte a cazurilor, cine tranzacționează pe criptomonede, tranzacționează în cumpărare. Nu asta este într-un fel sau altul logică a pieței de cripto, pentru că totuși lumea așteaptă creșterea. Dacă a văzut cineva cum a crescut, că Bitcoin-ul de la 300 dolari l-a văzut cum a crescut la 60.000, a băgat-o persoana asta, desigur, că prea cumva să facă. Deci, Ethereum-ul, ați înțeles care este prognoza, da? Astea sunt prognozele mele personale, astea sunt ideile mele personale. Să nu înseamnă că voi toți trebuie să vă gândiți așa. Dar asta nu este ceea ce se întâmplă mâine. Sau poimâine, sau peste o săptămână. Asta este o prognoză pe următorii 2-3 ani. Așa. Mergem mai departe. Adică ar fi mai interesant în termen foarte, foarte lung. Adică nu că
Propaganda, chiar pe câțiva ani, da? Cine cumpără fizic criptomonedele, cu adevărat este important, este interesant să le lași pe foarte mult timp. Eu, de exemplu, tranzacționăm pe CFD-uri, pe contractul diferenței de piață a criptomonedii. Mie nu tava cu numai interesant să fac pe perioadă lungă de timp. Eu când am deschis tranzacții pe Ripple, cu este unic instrument care eu m-am comentat și eu pe realul meu să-l pun. Chiar dacă mă uitam aproximativ vreo 6 luni de zile, mă uitam la Bitcoin în perioada de iunie-iulie, când el era la vreo 7-8 mii dolari. Și imaginați-vă, eu care am văzut de creșterea asta până la 60.000, eu de-am noapte. Eu înțelegem că un Bitcoin n-am să intru, de să intru măcar în ceau. Dacă am oportunitate, am înlocuitor, Ripple, unde destul de mic este marja și unde destul de mic este comisiunea. Asta e ca la petrol. Un pic mai mare este marja. Dacă se iau cu 0.1, de exemplu, sau nu, cu un lot, asta este 6.000. Dacă cu 0.1, 600, ca să deschid. Dar comisiunea este fix același ca la petrol. Și când acolo mă uit, chiar mi-era interesant, dar cât profit să faci tu ai? Am deschis tranzacția, chiar să vă pun grafic ca să vedeți. Nu mi-a deschis o tranzacție. Este contul care trebuie, tamam. I-am deschis cu 0.1 test, trebuie să văd ce face. Și totuși n-ați înțeles până și contează. Eu am lucrat, dar mai departe, acum nu înțeleg eu ce vreți facă, dar îți prins chelul în judecată și urmează să-ți spunea tot bani. O să mărim și o să spun că mă iată. Așa, o secundă. Observați niște linii. 10, 10, 10, 10. Da? Așa, tranzacțiile pe Ripple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deschis, am început pe dânsul. Asta este contul demo. Deci am milioanele astea. Stau în fața voastră cu milioanele astea. Contul este 30 de milioane frumos, dar asta numai milioane. Asta numai niște cifre. Asta nu este treabă reală, pur și simplu. Este contul de experiment care se deși pe mult, mult, mult timp. Nu, cine mai fost să mai cercasă, poate mai văzut. Așa. De undeva din ianuarie. Dacă din ianuarie, la mine, ca să înțelegeți, eu de-am nu am vrut să mai aștept, am vrut să mă folosesc și eu de cripto, pentru că eu sunt 100% sigur că da, pe piața de capital pot să fac profit, pe piața mărilor pot să fac profit, pe piața voluntară, dacă sunt foarte activ, tot pot să fac profit destul de bun. Dar dacă astea cu vreo 5 ani și parcă 100% ne-aduc aminte, mă gândesc așa să spun, dacă n-am să fac profit, dacă de-am mâine, a 5 ani să mănânc foarte. Parcă îmi dau seama că fix 100% să fie aceeași situație. Pentru că cu 6 ani în urmă, în 2015, noi tot discutam cu profesorul de economie despre Bitcoin. Și pe eu discutam și profesorul de economie a spus că el are un fiu care a cumpărat un Bitcoin cadou. Așa că mă gândesc că să-l sun înapoi pe profesorul meu de economie de la liceu, să încep și cu Bitcoinul său. Pentru că perioada anumită nu era interesant să-l încep. Era 2018-2019, deci contra la vreo 7.000, 8.000. Da, nu e pentru că 60.000 chiar vreau să-l sun. Chiar vreau să-l văd. N-ați mai răspundat. Asta nu mai există așa numai. O să te împrăție. Așa, dacă să ne uităm din punct de vedere al graficului. Toate criptomonedele au crescut. Ripple a crescut mai repede din cauza că aproximativ undeva pe aici, prin început de aprilie, Ripple a câștigat niște cazuri penale. Ce spun așa? Cu statul de americi, contra statul de americi. Mai departe, el a început să crească pentru că este o pozitivitate, a crescut și în timp de cât? În timp de jumătate de lună, 10 zile, a crescut cu peste 222%. Din păcate, n-am apucat data să creăm. Pe demo, asta e pe demo. Pe demo le-am și-am uitat de toate conturile. Și am încercat, ca special cu 0.1, să văd ce să aduc. Pentru că mă gândeam că profitabilitatea n-a să fie serioasă, dacă deschis cu 0.1. Majoritatea așa, traderul tot s-o pot. Cu 0.1 nu poți face bani. Să vă arăt, am urmă și niște conturi băieți cu 0.1 cu banii făcut. Nu, ok, e scris. Dar nu contează și volum, contează că volumul să fie rațional. Și mai departe, s-a făcut orice rezultat, dacă e strategie bună. Așa, undeva de la 0.9, după ce am așteptat o mică corecție, am deschis. Ca rezultat, s-a aproape 26.000 de puncte. Fiecare punct valorează 10 cenți la un lot. Deci, un cent la... O secundă, ca să nu mă încurc și eu. Deci, 500 de puncte ne-a ratat, minus 50. Da. Au făcut aproximativ undeva la 1000 dolari. Aia ca în perioada dată. Aia este 100.000 de puncte, s-au primit la 1000 dolari, cu 0.1. Așa că, parcă mi se părea că n-ați ne-a aducat deloc profit.
Dacă încolo 10.000 de puncte, la 100.000 de puncte, dar asta este creșterea numai cu de la 0.92 până la 1.93. O crescut cu $1 pe acolo. Și cu 0.1 poți face 1.000. Cu un lot poți face 10.000 și așa mai departe. Până la 4.000, 4.000 și până la 4.000? Da, s-au trecut 6 zile. Da. Așa că criptomonedii tot pot fi profitabile. Chiar și foarte profitabile. Mulți îmi spun că bine, ele sunt profitabile, dar nu sunt pentru toți. Cine spune că nu sunt pentru toți, gândesc la Bitcoin. La Ethereum îți gândesc. La Ethereum, marja de credit, marja care ți-o e, este 10, dacă îți mă uit la Ripple. 10.000 de Ripple-uri. Costă, nu dacă se mulțesc așa, 5, 4 zerouri, 4 zerouri, discount, 1.300 ceva. Nu, 310.000 și ceva. Este destul de mare marjă, e destul de mare marjă, dar tot eu n-a spus de lucrat pe principiu la un lot. Dacă sunăm la 0.1, de acum 1.300. Așa, dacă sunăm Ethereum-ul, acolo la, 0, la un lot este 25.000, 27.000. De ce? Pentru că se cumpără deodată la un lot, se cumpără 10 Ethereum-uri, un Ethereum costă 2.700, 10 costă 27.000. Dar acolo spread-ul este de minus, dacă când începi să tranzacționezi, la un lot este minus 100, 10 puncte. De parcă ai tranzacționat cu argint. Așa. La Ripple, ce se așteaptă la Ripple? În perioada actuală, ca o părere așa pentru dumneavoastră, din punct ceea ce eu aștept pentru dânsul, asta este $3. Parcă nu se pare că cifrele este nici nu contează nimic. $3 și asta $3. Parcă nici nu nimic. $3.33. Eu s-o oprit aici, este nivel de rezistență. Până la $3 am mai rămas încă de la 1.96 până la 3.33, au rămas încă $1.04. 140.000 de puncte, poate? În jumătate, practic, da? Nu, 50% aproximativ. 50-60% mai trebuie să crească. Așa că acum faceți de diferență. Bitcoin-ul costă 55.000, lumea așteaptă la dânsul să ajungă la 1.000.000 până la sfârșit de an. Cineva așteaptă, cineva, eu tot să cont că cea mai corectă cifră este cei care au postat-o JP Morgan, analiștii de la JP Morgan, una din cele mai serioase băieți din statul de remerci private. Eu am postat în ianuarie cifra 196.000 pentru Bitcoin. Asta este mult mai real. Plus, persoanele cele care ceva știu în economie. Dar 1.000.000 asta de acum este de acei persoane care chiar s-o pot, că am ferește acolo și mai mult în Bitcoin. Bitcoin sunt atunci când este popular. Dacă te vorbesc cu Bitcoin, el atunci sunt. Faptul că noi acum discutăm despre Bitcoin și niște poate influențați cumva. Dar știți cum e influențat? Trebuie telefoane de ascult și îmi dau reclamă. Și tot din cauza că mai mult reclamă pe Bitcoin, tot acolo este mai multă popularitate, mai multă cumpără, mai multă vinde și așa mai departe. Tot spate ne ridicat popularitate. Da. Dacă spuneți așa de vreo 50 de ori Bitcoin, că după o lecție de la... Da. Am avut o lecție intensivă cu o persoană și noi discutăm și... Da. Am avut o lecție intensivă cu o persoană și noi discutăm despre Bitcoin și acolo undeva o jumătate, o oră jumătate, până după despre Bitcoin discutam. Și telefonul era o ambit mază. Și când eu așa pus mult pe reclamă, pe acolo Binance, CryptoCash, diferite, așa pus mi-a de reclamă la Instagram, la Facebook, la toate acestea care sunt integrate de Google și de Facebook. Nu, deci și pe asta tot este. Poftim. Și reclamă la Tibescu, deci. Da, Tibescu 100%. Bine, deci Ethereum discutat, asta este 20.000, Ripple a discutat, asta eu aștept pentru următoarea perioadă, asta e 3.33. Bitcoin, asta este 192.000, 192, 196.000. Eu nu aștept ca anulista să fie mai scump Bitcoin, dar el poate să fie așa de scump. Lumea când îl cumpăra cu $300 în 2013, s-o putea că n-a să aibă unii să ajungă la $1.000. Mai departe, când îl cumpărau la 10.000, nimeni nu înțelege ca să fie vreodată la 20. Am noi când cumpăra la 20 până 2015, nimeni nu știa ca să fie 50. Și dacă nimeni nu știa că am noi ele 60.000, și tot până zi, da, nu, eu n-are cum să ajung 100.000. Dar mă încă să greșesc. Din păcate, economia arată că este postulat 3 istorie se repet. Impuls, corecție. Atâta timp cât el a fi cerut, dar instrumentele criptomonetare sunt foarte ceruri. Oamenii au nevoie de o alternativă contra banilor fizici, banilor cripto, să-i spunem așa, nu banii de pe carte bancare. Litecoin 250, părerea mea este 750, care este aproximativ undeva triplat. Tot este în perioada de supracumpărare. Și ultima, Bitcoin Cash-ul. Dacă noi am spus despre Bitcoin că de la 55 la 192.000, Bitcoin Cash-ul de la 400 cât costă acum, nu, de la 700.
cât costă acum, până aproximativ tot un exchange, 3500. Neacă care sunt părerile mele pentru criptomonede, vă uitați și voi de acum, vă interesați, dar asta nu înseamnă că dacă părerea mea este părerea de aur și este viitorul și eu știu viitorul. Eu cum voi nu știți viitorul, nici eu nu știu viitorul. Eu pur și simplu am avut anumite analize tehnice fundamentale care arată aceste legități, spunem așa. Pentru mai departe. Este mai departe, este vorba despre însăși procesul de care am vorbit noi anterior, de procesul de minare, cu mare loc. Noi de la început ne gândeam despre anume Mining Farm, despre mai multe videocărți unite, care, după care a venit ideea că, uite, apar și asigurile, care ele sunt create anume pentru minarea Bitcoin-ului. Ce înseamnă minarea Bitcoin-ului propriu-zisă? Este stocarea unei energii, după care o criptează, adică o formatează prin blockchain despre care am vorbit, la care noi avem site-urile speciale, vorbim de Binance, Crypto.com, unde noi putem să-i vindem. Vindem propriu-zis energia acumulată și noi ne plătește înapoi, adică nu, minerilor, le plătește înapoi cu Bitcoin. La valoarea care acum este pe piață este destul de convenabil, în dependență de cât cheltuiți dumneavoastră pentru energie electrică. Dacă prețul pe care îl cheltuiți pe energie electrică nu depășește 7 cenți, atunci sunteți foarte norocoși și aveți încă un venit pasiv asigurat din partea criptomonedelor. Pentru că nu putem, nu este vorba doar de Bitcoin, este vorba despre absolut toate criptomonedele. Ele absolut toate se minează decât putem să le producem. Așa. Alte metode de stocare, deci tranzacționare pe Bitcoin, o să prezint colegul meu și după care trecem la strategie propriu-zisă, da? Da, este de stocare, de acum v-am spus care este metodele de vieși de cald, adică de stick-uri sau de site-uri, dar mai este și încă metoda de stocare mult, este așa o metodă destul de populară, fac o cartel de memorie comună pentru o anumită societate, de exemplu, pe Reddit. Cine știe ce este Reddit? Ați auzit, este ca un site de socializare, ca Facebook, doar că este foarte popular în America, ca Twitter-ul și mai departe. Și acolo se fac grupuri. Cum ar fi grup Telegram? Acolo tot fac grupuri, dar diferite grupuri de cripto, de criptomonede, pentru o criptomonedă anumită, pentru alta și mai departe. Și își fac o stocare a memoriei virtuală pe Reddit, sau pot să fac chiar și pe Telegram și în principiu toate criptomonedele se stochează pe site-uri de socializare. Nu și pe site-uri sau pe programe, dar chiar pe site-uri de socializare. Mai există și așa tipul de stocare, doar că asta se ocupe una din cele mai puțin sigure. Pentru că toți folosesc de același, spunem așa, toți mănânc la aceeași masă. Și nu este niciun fel de diversificare, nu de diversificare, dar nu este niciun fel de intimitate, fiecare să știe numai câți bani ai. Acolo tărți este o listă și se arată cine și cât ai. Și dacă vă știți acolo nicuri sau vă știți chiar cum vă cheamă unii pe alții, atunci nu este niciun fel de privat, domnii, spunem așa, lucruri private. Dar, din punct de vedere CFD-uri, noi tranzacționăm contracte cu diferențe de preț, care este diferența dintre contracte cu diferențe de preț și cumpărarea, vânzarea criptomonedelor fizică. Este cu mult mai, spunem așa, ușor să tranzacționez cu CFD-uri din punctul meu de vedere, dar să vă spun și eu care sunt argumentele, pentru că dacă aveți Bitcoin sau dacă aveți anumite criptomonede, trebuie să găsiți în marea parte a cazurilor cumpărători. Bine, poate pentru Bitcoin asta trebuie să găsiți, pentru că pe piață de timp sunt foarte mulți cumpărători care așteaptă când cineva să mai vândă din Bitcoin sau când cineva să mai producă cineva un Bitcoin, să poată să-l cumpere. Dar pe majoritatea celorlalte criptomonede nu este cumpărare, vânzare, nu este timp cumpărător, vânzător. De exemplu, am de gând, am vreo 300 de Ethereum-uri și am de gând să le vând, toate 300. Piață poate să nu fie cele 300 de Ethereum-uri. Asta trebuie să, de exemplu, ați puteți să vindeți astăzi numai 10 sau numai 50 sau în genere astăzi nu puteți vinde sau să vindeți foarte repede. Dacă le stochez real, dacă le deții real, atunci ai problema de timp să rămâi cu niște criptomonede care nu le poți vinde. Dacă vrei să cere și invers, dar dacă vrei să cumperi, apoi tot timpul poți cumperi, pentru că nimeni nu mai vrei să le vând.
Acum, pentru Bitcoin este foarte complicată situația, de ce așa de repede crește prețul? Pentru că tot mai mulți, mai puțini și mai puțini vânzători pe piață care vor să-și vândă Bitcoin. Lumea înțelege, pentru ce să-l gândă mai? Dacă eu pot să mai țin încă vreo câțiva ani și o să fie de vreo 50, 10, 100 de ori mai spun. Și de ce ești nimic nu vrea să-l vândă? Și cine vrea să intre în domeniu, cine vrea să cumpere vreun Bitcoin, măcar să o vreo bucată de Bitcoin, n-are de la cine. Și trebuie să apucidim să le producă, să fac mining. Când tranzacționez pe CPD-ul, este o altă situație, noi tranzacționăm pe diferența de preț. În dependență de preț, noi facem prognoza că el a crească instrumentul, dacă el a crescut și noi am cumpărat, noi am făcut profitul. Am făcut diferența de preț. Acum profitul, când l-am cumpărat mai ieftin, l-am cumpărat mai, și l-am vândut mai scump. Și acesta și profitul. Dacă noi, din punct de vânzări, noi îl vindem mai ieftin, noi îl vindem mai scump și îl cumpărăm mai ieftin. Dar noi nu acționăm direct cu cumpărătorul și vânzătorul criptomonedii. Sau noi nu suntem vânzătorul direct al criptomonedii ca să cumpărăm, să căutăm cumpărător și nici nu suntem cumpărătorul direct ca să căutăm vânzător. Noi lucrăm fix cu prețul. Astfel, dacă tranzacționați, de exemplu, cu aceleași CPD-uri, tot timpul ai de unde să-i dai bani și tot timpul ai de unde să-i dai sell. Dar nu se întâmplă situația când vrei să dai bani pe criptomonedii, când vrei să cumperi o criptomonedă sau mai multe, n-ai de la cine. Și stai. Și aștepți. Păi cineva s-a gândit, poate nu trebuie să mai vând niște criptomonedii, mai am nevoie de cash. Dar atâta timp când nimeni n-a să vrei să le vândă, n-a să vrei să le cumpărați. Și asta trebuia să așteptați. De exemplu, tot crește, crește, nimeni să vedeți cum îmi crește, dar nu puteți să faceți nimic cu treaba asta. Și parcă vreți să cumpărați și nu puteți. Sau invers. Când parcă vedeți că se întâmplă o să începe o colecție și vreți să vindeți de la maxim. Dar nimeni nu vreți să le mai cumpere, pentru că prețul este și așa scump. Și tot vedeți cum e de acum scale, începe o corecție adecvată, pentru că iar și toate instrumentele nu pot să meargă la maximă sus sau în jos. Ele se duc într-o corecție. Și vedeți, vedeți, faceți profit din corecție, se închideți sus când e mare profitul și se închideți mai jos când este mai ieftin. Și nu puteți. Pentru că nimeni nu vrea să cumpere la așa preț mare. Când am aseptinească vreo 20-30%, da, să găsați cumpărători. Rechini ăștia mari care cumpără de la ăștia mici criptomonedele. Dar din cauza că sunteți cu cumpărare și vânzare reală, n-ați puteți așa să faceți ușor. Este lichiditatea destul de mică. Dar ce vede eu, lichiditatea este mare pentru că transactăm exact preț. Dar preț de timp este. Preț de timp putem să cumpărăm și preț de timp putem să vinim. Asta este diferența. Așa, un lucru care am vrut să vă... Ultimul lucru, să-i spunem așa. Am vrut să vă fac clar. Desuori este dată întrebarea când se începe corecția pe criptomonede și nu numai pe criptomonede, ceea ce eu acum discut, cred că n-ați distâns. Da. Așa. Este un lucru care se întâlnește absolut în toate instrumentele care țin ca piață de capital, acțiunile, indexurile țărilor și criptomonede. Se întâmplă fix același lucru. Dacă eu am făcut tranzacții de vânzare, ok, nu știu ce dar am vândut un Bitcoin treabă. Înseamnă cineva l-a cumpărat? Nu? Dacă l-am vândut, cineva l-a cumpărat. Sau dacă l-am pus la vânzare, cineva trebuie să-l cumpere. Dar poate să nu-l cumpere. Așa. Ce s-a întâmplat în 2020 cu persoanele să nu se mai întâmple să mai facă greșeala aceeași? Prețul era o perioadă mare de timp, câțiva ani de zile, stătea la același nivel. După asta s-a început o oarecare popularizare. Oare care, din cauza că se producea tot mai mult și mai mult Bitcoin și tot lumea vedea asta ca o alternativă, tot lumea mai mult și mai mult încercau să facă câte un mic transfer, după asta un transfer mai mare, după asta mai mult și mai mult și mai mult. Îi spun și la prieteni care tot vreau să facă transfer și să nu vadă centralizare. Și că tot mai mult și mai mult cu încerc să populariza. Și odată a dat boom-ul. E ca aici. Când, de exemplu, de la vreo 10 dolari, criptomoneda, de exemplu Bitcoin, s-a ridicat până la vreo 300. Și majoritatea persoanelor au făcut timp de câteva luni, de exemplu, 3000% la depozitul lor care era, de exemplu, în Bitcoin. Apoi că atunci s-au pornit câteva lucruri. S-au pornit trends pe Facebook, de pe Twitter, de pe YouTube, de pe diferite alte site-uri și socializări, pur și simplu prietenii, prietenii între prieteni spun eu că ea crește, 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 trebuie băgat. Și că așa din cauza la site-uri de socializare și în genul la popularizare a Bitcoin-ului, prețul creștea. Vrei să asta se mișcă efectul săritorii între el care e pornit. Eu nu știu, limba română sau dacă am format o proiect, dar limba rusă el în felul următor, că am încercat să o strânut. Asta persoane care văd că ceva merge foarte bine, care crește un instrument sau scade un instrument, și că eu cred că ați observat absolut toți. Când vrei să faci confirmare, când vrei să duci foarte, foarte bine în sus, nu, cu tamam că nu vrei să faci confirmare. Să duci instrumentul foarte bine în sus.
S-a dus trecut. O străbătut nivel, o străbătut, o făcut punctele. Da, încă nu s-a încheiat lunarea, încă nu s-a încheiat situația, mai este corect, dar hai să desim și pe dacă nu trămâi acum inginerie, nu fac nilor profit. Și nu m-a centrat și până la sfârșit de oră, din lunare, se face o umbră. La umbră de asta serioasă, capitală. A pe asta era situația și în principiu la... Cum să-i spun? În situația în cazul dat. Toți intrau și intrau. Vedeau cum merge tot bine și undeva când au ajuns la aproximativ la vreo 20.000, au mai fost o reacție de corecție, parcă se întorcea înapoi duc în sus și el s-a dus în jos. În perioada asta, pe piață, când era aproximativ la 3.5, au intrat jucătorii mari pe piață. Când așa numiți, așa numiți hedge fonduri, așa numiți miliardari care cu bani mulți au început să intre și pe piață, de obicei pe instrumente sunt câte un procent din jucători, din cumpărători și din vânzători și iau destul de mari sume. Apoi că când intră băieții ăștia mari, piața începe să lucreze foarte și foarte agresiv. Dar, pentru dânșile timpul este important cumva să facă ca instrumentul să se ieftinească. Deci credeți, de exemplu, că același aspect în suite scale, din cauza că numai de sell, ești pe departe. Foarte rar că se întâlnește un trader așa de curajos să-i dă să văd așa un instrument sau pe piața de acțiuni. Majoritatea instrumentelor din piața de acțiuni se duc în jos, se duc în descriștere din cauza că cineva care a dat bai de jos, a închis poziția. Și poziția a dispărut de pe piață. Apoi că aici, jucătorii mari au încercat cumva să facă la prețul de 20.000 așa numitul efectul de presiune a vieții. Trebuie cumva de făcut așa, ca majoritatea persoanelor să vadă că Bitcoin-ul scade, să-și vândă Bitcoin. De ce jucătorii ăștia mari au făcut efectul ăsta? Ce au făcut ei treaba asta? Pentru că Bitcoin este finit. Și trebuie cumva să luăm cât mai mulți Bitcoin de la persoane care au câte 1, 2, 3, ăștia mici. Trebuie să luăm cât mai mulți Bitcoin de la ăștia simple, ca companiile mari să depoziteze majoritatea resurselor de Bitcoin. Și aici se formează oarecare presiune. Companiile mari fixează profitul, închide poziții, de exemplu, de vând, nu un Bitcoin sau doi, dar vând 1.000.000 de Bitcoin. 1.500.000 de Bitcoin, vând foarte mulți Bitcoin, cât au tot vând, sau o parte mare din poziții. Și desigur că asta se vinde pe piață. Este un efect foarte mare pe piață când îi închid poziția în profit și dispare poziția de cumpărare de pe piață. Ei înseamnă că dacă l-au vândut, cineva l-a cumpărat. Dar poate și nu l-au cumpărat, poate ei și deau pur și simplu pe piață. Pentru că dacă eu început să vând 1.000.000 de zăp, nici nu este așa de mare cerere ca să cumpere 1.000.000 de oameni, să cumpere Bitcoin. Pur și simplu și deau în aer. Așa. Și se începe de acum presiunea. Să duci tot mai departe jos, iar ca în regiunea dată, ies toate persoanele care se gândesc că e gata, că care au intrat de obicei ca undeva pe aici sau au intrat undeva pe aici. Am intrat sau dă să ies cumva la zero sau o leacă în profit pentru că văd că nu merge tranzacția, pentru că nu merge instrumentul, tot și asta nu este așa de bun cum am așteptat eu ca să crească la sute de mii dolari în câteva luni și dă cumva să ies și dă să-mi vând criptomonede. Și aia ca undeva în regiunea dată, până la vreo 5.000 înapoi sau 6.000 să începe procesul de răscumpărare a Bitcoin, a criptomonedelor. Și aia regiunea dat, companiile mari, companiile și hedge fondurile care dețineau, care au intrat în perioada de 3.500, încep înapoi să-și revină în poziție. Și cumpără toate criptomonedele de ăștia mici. De ăștia mici sunt în panică și nu știu cum scape de criptomonedele. Pentru că el sunt și tot în joc. La 20.000 eu ajuns înapoi la 5.600.000. Înseamnă că el liber poate să ajungă și la 10 dolari. Și toți ăștia mici să-și vândă criptomonedele, iar companiile mari asta să-și redobândească poziția. Și cum și el, dacă îi cumpără, răscumpără, asta mai cumpere tot Bitcoin, asta mai fac așa ca un fond popularității să fie iar mare, și când undeva de la vreo 10-15.000, iar se începe popularizarea. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, peste tot, te-ți spuneți pe Bitcoin. Mai ales a mai exemplu este idealul Elon Musk. A făcut un hashtag Bitcoin, gata, piața a bufnit. Te-ți folosesc pe dânsul, te-ți pe dânsul urmăresc la idolatrizață. Cred că corect, idolatrizață. Idealizață, să mai spunem așa. Și după ce a spus Elon Musk hashtag Bitcoin, în câteva zile, la 20.000, la 60.000 și treci mai departe în sus. Noi desigur că nu a fost așa, a fost un pic în sus, după asta o reacție corecție, duci mai departe.
Aici eu am ascultat hashtag Bitcoin, eu sub sunt sus, am început cu lecții pentru popularitatea lui șeful Jeptum. Și mai departe, aici undeva Tesla a anunțat mai cumpăr $1 miliard, cumpăr Bitcoin. Și gata, popularitatea era garantată. Și se duce în sus, în sus, în sus. Și iarăși noi ce am văzut e, zilele astea noi am văzut că iarăși începe o mică corecție. Ce proces a început aici? Îmi spuneți. Care mai vedeți aici? Presiune. Presiune. Jucătorii mari, pechinii mari, iarăși exercită o anumită presiune asupra pieței, ca iar să cumpere înapoi criptomonede de la ăștia care în regiunea dată, mici care au cumpărat criptomonede de ăștia, care au cumpărat câte una, câte vecini, câte o miimi, câte o milionimi, care au cumpărat lucrăți mic, micuți. Sau câte un bitcoin, 2, 3, ceva de gen. Și iarăși presiune, companiile astea mari sau jucătorii mari, a să exercite presiunea ca băieții undeva de pe aici de-amă să înceapă să panicheze, să începe panică, iar nu spunește, iar îți duci înapoi. Vezi să fixezi profitul. Iar iar ați duc mai mult de peste 100%, peste 50% ați duc undeva de valorizare, vezi să fixezi aici profitul, ați duc în jos și ați cumpărat mai jos. Și ai gândit, gândeam că ați duc așa în jos, sunt 100% că aici mai bine în rând persoane care iar tot se gândesc la devalorizare. Nu fricoși, asta nu te-am fricoși. Asta sunt pur și simplu persoane care panichează. Cred că toți o să înțeleg ce înseamnă planificație. Mai ales ăștia care sunt panichează. Și cum te faci? Dacă te faci cu un cont care vezi că o pierzi, dacă nu ești la timp, normal că e o acțiune, e logică. Nu, dar cred că vedeți pe criptomonedii tranzacție în 1-1. Te duci în pierdere de cont când criptomoneda scoți 0. Numai atunci te poți. Pentru că la 1-1 și nimeni nu de mai așa. Așa. Iar iese și când acolo companiei de dau înapoi în sus. A mai nici nu trebuie să treacă câțiva ani, el ia și se duce înapoi. Da, asta o mers foarte bine. Trebuie să spus de Reddit. Mm-hmm. Adică a fost un fel de declinare. Și jucătorii mari sunt și plăbați cu jucătorii mici din acțiuni la GameStop. Mm-hmm. Dacă tot de treaba asta. Da, da. Apoi asta tot a fost un fel de presiune asupra pieței. Da? Adică, da, comunitatea de Reddit totuși o ținut în pozițiile de mai active. Da, și oricum, asta spune, o fost încercare din partea mass media să dea asta bătălie dintre David și Goliat, dintre ăsta mic și ăsta mare. Că hedge fondul care a tranzacționat, aici au fost două tale. Cineva a tranzacționat pe acțiunea asta, asta e care Apple. Cineva de din buy, cineva de din sell. Ăștia care dădeau un buy s-o puteau cu compania să crească, ăștia care dădeau un sell s-o puteau cu compania să ducă direct. Și ați poate cumpere de mai de jos acțiunile mai la noi ieri. Apoi și în ca să ducă drept, erau hedge fondurile. Hedge fondurile au pierdut în câteva luni $13 miliarde. Din cauza de ăștia miteluți care dădeau bani. Pentru că ăștia hedge fondurile tranzacționau cu margini de detalii. Și tot ce au minus, din bani în bănci, și începeau să fie datori la bancă. Dacă ăștia mici, s-au strâns așa o comunitate pe Reddit, un grup, care s-a început aproximativ vara, era la vreo 1000 de oameni pe grupul ceva și administratorul la grup era o persoană care avea o dragoste enormă față de GameStop. Cred că, pur și simplu, iubie GameStop. Cred că era mic, a fost cu părinții, dar i-a luat o joacă și gata, a fost timp să o întrețin. Dar fiind în fiecare lună, cumpăra GameStop, cumpăra acțiuni, face bani și cumva cumpăra acțiuni. Și arăta rezultatele astea fi grupul acesta. Până la sfârșit, aproximativ undeva până în octombrie, dintr-un grup de 1000 de oameni, s-a strâns un grup de 1 milion de oameni. Și asta a fost extraordinar. Puteți să investească în GameStop câte $1000, să dea $1 miliard în bani. $1 miliard. Micuț. Dar acolo nu sunt niște care au numai 1000, dar sunt care au și 1 milion, 10 milioane. Pentru că americanii, foarte mulți americani, care poate lucrează destul de simplu, dar au sumit destul de mari. Puteți acolo tranzacționează, puteți au contribuționare, puteți de mititei, dau totuși în bani, diferite acțiuni și până la sfârșit ajung, nu știu, acolo, secretarul poate să aibă cont de 50 milioane la sfârșit. Să tăi în moștenirea la copii. Pentru că iată de viață, eu au cumpărat acțiuni de la Apple. Curs, iată, măi, și iată, nu fost bine. Fiecare de la Apple, da, și așa ceva, tot pasul pentru că nu fost nu decentralizat, nu fost că split? Da. Nu fost în părțile acțiune. A fost o cădere de toți puternic, toți care țineau buy-urile, au pierdut foarte mult. Nu am pierdut nimic niciun an. Pentru că o acțiune costa 531 august, dar pe 1 septembrie, fiecare care deținea acțiune care costă 500, au primit 4 acțiuni care costă 125. Deci e fix același lucru.
Da, de amdere de piață. Unul de persoane care au cumpărat acțiuni fizice, amdere de piață trăie. CPT-ul? Au fost situația dată. În Republica Moldova nimeni nu a tranzacționat, dar din 31 august prin 3 septembrie nimeni nu a tranzacționat treaba asta, pe Evo, pe Real. Au fost pregăriți care au fost pe demo un lot în baie, dar era minus 38 de mii. Și erau câțiva traderi în Ucraina, unul cu 0,1 și altul cu 0,2 tranzacționat. Persoana care a făcut, unul a făcut profit și altul a mai fost în minus. Cei care au făcut profit au făcut chiar profit mai mare decât cei din minus. A fost recalcul, din punct de vedere economic, asta nu este nimeni nu pierde și nimeni nu știe de la split. A fost făcut recalcul, persoana care a pierdut bani a fost întoși, persoana care a făcut bani, profit, trebuia să întoarcă înapoi. Asta era ideea. Pentru că nimeni nu știe de la split. Splitul este discursiv cu divizarea acțiunii. Ea e un proces juridic care pur și simplu a avut factor acțiunii să poți primi. Așa, eu sper să țin minte treaba asta cu presiunea pe piață. Și asta puteți să o folosiți nu numai la criptomonede, dar să puteți să o folosiți absolut la practic toate instrumentele din piața de capital. De exemplu, situația asta pe PSV 500. Jucătorii ăștia mari, când iei la maxim, fac presiunea asupra pieței, ca să ducă în jos și de jos cumpăr iar mai ieftin. Sus închid profitul, jos cumpăr la mai ieftin. Și așa de câteva 10 de ani. Este din 2008, da? Adică când am văzut criptovaluta. Este o analiză cât crește în media anual, ca să înțelegem dacă e mai mult decât devalorizarea din bani. Adică face investiții, da, inflația. Pentru că dacă face investiții pe termen lung, te asigur că banii ăștia, pe urmă, într-adevăr, se merită. Criptomoneda nu are inflație, ca așa aur. Deci banii care tu investești, de exemplu, de unde este vreo analiză? De câte eu sunt, era din 2013 până în 2019, nu 2019, dar 2020. S-a arătat cât de mult a crescut același Bitcoin și creșterea de 5.500%. Adică era destul. De obicei, la toate criptomonedele, acolo procentele în timp de ani, 5-4 ani, cresc în mii. Nu este niciun fel de acțiune, niciun fel de economie care crește așa de repede ca criptomonedele. Aici nu are mai sens să facem așa o analiză. Totdeauna trebuie să-i faci, nici nu-i discute. Vezi că Bitcoin-ul, într-adevăr, bine că acum e de vârf, dar dacă ne apucăm acum de o criptovalută care costă mai mică. Mai mică, da. Interesant e cum e atâta să gândesc. Bitcoin-ul tot a costat un dolar. Ripple-ul costă mai un dolar. Bitcoin-ul poate scoate câteva sute de milioane, Ripple-ul poate scoate atunci 60 de mii. Asta ca și cei ce dau exemplu, mă întreabă unul pe unde crește SPI-ul. Nasdaq costa cu 8 ani în urmă cât costa mai SP-ul. Dar și ce costa mai Nasdaq-ul, apoi 8 ani în urmă costa Dow Jones-ul. Și el e una după alta mea. Așa că, de exemplu, cum Nasdaq-ul mai costă 14.000 și SP-ul poate de la 4.000 să ajungă la 14.000 timp de 8 ani. Dar asta să fie foarte multe puncte. Peste 1.600.000 de puncte. Așa că și criptomonedele fix acești toate. Ele toate poate să costă foarte și foarte mulți bani. Spuneți-mi cu 5 ani în urmă că Bitcoin o să fie 60.000. Nimeni nu aveți să creadă. Absolut nimeni. 5 ani în urmă, Bitcoin-ul costa mai nimic. Taman după impuls. Mai departe. Este febra asta acum, că ele oricum se fac din 5 mai mult, peste 4.000. Să cumperi, să investești, adică să cumperi criptomonede care costă 0,3 și 0,03, de exemplu. Să investești 15 dolari și peste 20 de să ai 115, de exemplu. Adică asta este febra de care se vorbește, că tot noi nu știm care concret o să fie evoluția lui în procentaj. Iată, dacă vorbim 550, sunt peste 100, peste 100 ori 7, da, 1000 de procente, adică cine crește 1000 de procente, dar masterclass-ul precedent a fost de procent compus. Cât el crește mai mult, cu atât evoluția lui, procentual vorbind, o să fie mai mică în procente. Dar cred că stabilizează și nu e atât de volatil pe piață, adică nu e atât de ușor de a fi influențat. Când e prețul mult mai mare, acum evoluția sa e mult mai lentă. Și iar astăzi vreau să vă prezint o metodă de tranzacționare pe care eu o folosesc, dacă vorbim de CFD-uri. Cred că la ultima te-ați activat să vadă și strategie și mă duc să o pun acasă în aplicație. Neapărat. Așa.
Așa, pentru asta noi avem nevoie de două linii mobile. La indicator inserăm moving average cu parametru 50, simple close. Și indicator la fel la linii mobile de 200. Adică sunt 200 de ultimele lumânări. Așa. Analiza pentru tranzacțiile pe cripto începe din noi, având intersectarea liniilor mobile. Cineva mai are nevoie de foi? Dacă nu are nevoie. Așa. Și aici avem două modalități de desfășurare a acțiunii. În DEI, intersecția lor ne conferă direcția, adică buy sau sell. Dacă linia mobilă 50, iar 50 roșie, 200 fie albastru. Dacă linia mobilă intersectată, ultima dată de a fost intersectată cu data de 6 luna 4 anul trecut, de atunci am avut o creștere de 480%. Adică traderii care tranzacționează pe cripto o numesc Golden Cross. Când linia de moving average de 50 trece deasupra la 200, are loc Golden Cross. Adică noi începem să deschidem tranzacțiile de buy pe lungă durată. Iată aici, când linia mobilă 50 trece dedesubt, iată, avem death probe, adică este crucea de moarte. Adică aici noi pe cripto tranzacționăm în sell. Bine, când noi ne-am lămurit, acum noi suntem pe direcția tranzacționare de buy în daily, coborâm în H1. În H1 noi o să avem nevoie de un indicator oscilator RSI. Ctire Relative Strength Index. Da? Și cu parametru 14 zile. Așa. În interior noi avem RSI-ul cine prezent nou. Suprasaturația pieții, da? Iată, nivelul 70. Când linia albastră trece nivelul 70, noi avem supracumpărarea, da? De la 70 la 100. Cei ce se află dedesubt la 30, avem supravânzare pieții. Bine, ce avem noi nevoie pentru a forma o strategie de piață? Direcția, mai departe, intrarea și ieșirea. Așa. În H1, noi avem următorul moment de intrare. Momentul de intrare îl oferă linia RSI. Când linia RSI traversează, iar noi ne orientăm cel mai mult la deschiderea tranzacțiilor, iar linia aici roșie, 50 trece deasupra linii albastre. Aici. Noi ne orientăm să deschidem tranzacțiile de buy. Cine știe ce înseamnă convergență și divergență pe piață? Ați învățat la MACD, corect? La fel, RSI ne oferă o convergență și o divergență. Adică asta este semnalul indicatorilor. Da. Semnalul indicatorilor de a preconiza pe viitor. Adică un calcul matematic care ne ajută pe viitor să depistăm direct. Iată aici, intrarea ne oferă linia indicatorului RSI, adică străbaterea liniei de supravânzare. Adică gata. Supravânzarea s-a finisat, el intră în intervalul 30-70, în interior. Înseamnă că aici este momentul perfect de intrare. Intrarea, încă o dată, este RSI-ul care când străbate linia 30, adică supravânzare, la supravânzare noi intrăm în pozițiile de cumpărare. Da? Iată, prima dată noi o să intrăm în pozițiile de cumpărare, la străbaterea, iată aici RSI-ul, de momentul de intrare în buy. Și momentul de ieșire. Momentul de ieșire o să ne conferi linia roșie a indicatorului. Iată, acesta o să fie momentul nostru de ieșire. Moving average 50. Adică, noi să intrăm după RSI. Așa. Până momentul de ieșire o să fie străbaterea înapoi a linii roșii. Așa. 710.000 de puncte. Așa mai departe. Exemplu aici, RSI-ul, uitați-mă,
Aici răsare străbătut linia 30. Dar noi nu mai avem convergență sau divergență pe piață, ne orientăm strict după indicator. Indicatorul străbătut nivelul 30, aici noi deschidem poziție aici. Deschidem pozițiile de cumpărare. Roșii 30? Roșii 50, 50. Albastre 200. 50 și 200. 50 zile și ultimele 200 de zile calculul. Moving average calculează ultimele lumânări. Perioada conferă 200 și ultimele 200 de lumânări media aritmetica prețului. Așa. Iată. Avem prima de la străbaterea indicatorului RSI a liniei 30. Până la linia roșie avem 390.000. După străbaterea, dacă străbate de linia roșie, ne confer încă o dată o intrare până la linia albastră. Linia albastră pentru noi o să fie ca un suport și rezistență în interior. Adică, până la aici, e posibil începerea unei corecții. Noi trebuie să așteptăm și arăsarea în incertitudine ele la nivelul prețului aici ne arată și nivelul 50-94%. Adică ei la mijloc. Adică vânzători și cumpărători pe piață, ei sunt la un nivel. Acum noi suntem în incertitudine și trebuie să așteptăm deja. Dacă străbate mai departe în baie, linia roșie, adică moving average 50, străbate 200 și RSI-ul se pornește în direcția crescătoare, noi deja ne orientăm mai departe la deschiderea tranzacțiilor de baie. Până unde? Până când indicatorul o străbată înapoi linia roșie de 50. Iată aici momentul de ieșire. Deci 50 nu ne arată direcția. 50 nu ne arată momentul de ieșire. Direcția ne arată 200 și în momentul de intrare RSI. Întrăm aici, după RSI, când el se respinge de la linia sau străbate 30. Întrăm în pozițiile de cumpărare. Iată aici. Întrăm în pozițiile de cumpărare. Moving average din daily. 200 ne arată pozițiile de buy. Deci noi intrăm în buy prima dată, până la linia albastră. Și a doua oară, până la linia roșie, când ea deja mi-a arătat că ies din poziție. E clar? Adică, dacă astăzi noi ne așteptăm la străbaterea, iată aici o respingere de la nivelul 45%, dacă linia roșie o străbată moving average 200, nu ne confer posibilitatea de intrare în poziție de cumpărare. Pe criptomonedă, pe, de exemplu, acum facem analiza lui Bitcoin. Dar ieșirea din monedă, ieșirea din pozițiile de cumpărare o să fie când lumânările străbată înapoi, de aici. Asta e momentul de ieșire. Așa. Intrarea, ieșirea, sare din profit. E clar? Da, roșu 50, albastru 200. Răsare cu valoarea de 14, de ultimele 14 zile. O să organizăm un grup pe Viber și ne-o să fie câștigătorul. Îl vedem care e cea mai mare profitabilitate registrată pe criptomonede. Pentru că ele sunt destul de profitabile. Încercați. La fel, aceeași analiză merge pentru Ripple, Litecoin, Ethereum și așa mai departe. Absolut aceeași statistică, la fel, fiindcă punctele Bitcoin spre 2500, Litecoin 1000, Ethereum 1000, la fel de volatilitate și punctajele sunt aceleași. La fel ne orientăm la moving average 50 și 200. Bine? Întrebări? E moment să ducem că o să mergem pe altă cotație. Cotații valutare? Capital, de capital? Da. Eu, nu, eu am cotații special pentru criptomonede. Eu o testez personal, o testez criptomonede, tranzacționez criptomonede pentru celelalte. Este domnul Ilean, dacă vreți, el organizează cursuri pentru piața de capital. Dacă sunteți interesați strategii individuale pentru S&P 500? Sistemi. Este cea mai lungă tranzacție PSP care e o persoană ținută. Așa, din fără ca să înțeleagă, ținută. Și multe sunt, 34.000 de puncte. Pur și simplu la tranzacție și nu știu ce a spus că da, s-o las, cred că pe trinul. Și când mă după și el a făcut asta în perioada din septembrie. Prețul era 1.300, cum ele am știut, prețul 4.000, aproape 200. Dar persoana pur și simplu a spus că e pe la s-o las. Și că de atunci mi-a venit ideea să fac o strategie specializată, instrumentul dat.
Toți traderii care tranzacționează pe strategii, acum sunt peste 12 traderi pregătiți, toți sunt profit în afară de unul. Numai persoana ce e special face invers. Special vrea să demonstrez că nu merge strategie, dar tranzacționează absolut invers strategie. Și tot în fiecare săptămână vin și spune că scriu o carte, scriu o carte, scriu o carte, scriu o carte. Dar rezultatul că scriu de când i-am spune că carte, după scriu de am 40.000 de puncte. Cum de carte? Corecții faci, dar nu carte. Așa este instrumentul pe care specializat. Nu e așa. Dar treaba asta cu piața de capital este fix aceeași treabă cu piața cripto. Nu vreți să faci profit la 20.000, n-a să faci nici la 60. Nu vreți să faci la 60, n-a să faci nici la 200.000. Când Bitcoin a scos 1.000.000, tot n-a să faci profit, pentru că el... Așa nu e. Ripul costă $1, nu știu la 10 dolari n-a să vreți să faci profit, dar nu vreți să faci la mâine. Ripul costă, Ethereum costă 2.800. Amuia, dacă n-a să faci profit, dar nici la 4.800, la 5.000, 10.000 și 200.000 n-a să faci profit. El e tot ce are toate posibilitatea din cauza popularității, din cauza cât de mult să steam acum în tranzacționare și în vinere în ideile investiționale, pe ani și treci tot procent întregi vine lume. Din cauza asta tot mai popular este domeniul și din cauza asta tot el cresc, pur și simplu din cauza popularității. Lumea cumpără. Cumpără și țin. Ca americani. De ce? Ați ne vedem când SP-ul a scos 5.000 și Bitcoin a scos 100.000. Sau Ripple când a scos 5 dolari. Atunci a spune, la să mi-ai dat încă o dată întrebare, dar poate tot știi ce ar pui de tranzacționa? Poate tot știi ce ai făcut bani? Trebuie să spun că cum am zis Warren Buffett. Cea mai bună zi pentru a investi a fost ieri. Azi am zis întârziat. Și că așa să fie în fiecare zi. Absolut în fiecare zi. De astăzi este atât, dacă întrebări nu sunt. Eu sper că v-a fost productiv. Și nu toată ziua, nu toată ora jumătate sau cât acolo mergi mai în clasă, au fost niște momente care le-ați știut. Cred că au fost momente care nu le-ați știut. Sper că mai multe au fost care nu le-ați știut, ca să aflați mai multe lucruri. Implementați strategia. Niciun sens nu are cunoștințe de lege, atât cât voi nu faceți în practică. Care e sensul cunoștințelor, dar nu faceți din această bani? Eu nu știu. Trebuie să știi. Trebuie să știi. Cum să știi? Bine, dacă mai ești foarte adevărat.